Îmi pare rău că nu vă văd pe toți, nu știu de ce, nu știu cum să fac, îmi văd prezentarea mea. Bun. Deci, eu sunt Anca, pentru cei care nu mă cunosc, și sunt aici în calitate de reprezentant al organizației Mai Bine, organizație parte din proiectul care catalizează această întâlnire. Este vorba de proiectul a cărui denumire acum, după un an jumătate de implementare, cred că pot să o spun adică în forma lui formală, eticheta Școală Durabilă, Advocacy pentru accelerarea politicii de educație pentru dezvoltare durabilă la scară locală. Este un proiect care se bucură de finanțarea programului Active Citizens Fund Romania. Și pe care noi am fost, Asociația Mai Bine a fost invitată în acest proiect de către organizația Reper, pe care cei mai mulți dintre voi, dintre dumneavoastră, cred că o cunosc, și pe care o implementăm împreună cu Terra Mileniul 3. Suntem deci acest trio. În seara aceasta, excepțional, cred că e prima dată când nu ne sunt pe tot parcursul seminarului, webinarului, colegii de la Reper. Sunt eu și Lavinia, eu am rolul de gazdă. Ei sunt tot în cadrul proiectului într-o altă formare. Credeam că sunt la Reșnița, de fapt sunt la Uricani, într-adevăr, cum au amintit mai devreme. Cam asta e structura. Deja aproape în primele, deci 10 minute de la când ar fi trebuit să dăm startul, am propus 90 de minute, o oră mi s-ar fi părut prea puțin, 2 ore poate prea mult. Nu sunt adepta întâlnirilor online, dar iubesc mai degrabă pe cele fizice, cât mai așezate. Dar mă bucur să vă văd astăzi de aici și sper că veți considera la final cu folos această întâlnire în fața ecranelor. Amintesc foarte pe scurt cele 17 obiective, ODD-uri, cum le numim noi pe scurt, nu pentru că ar fi deja populare, cel mai probabil printre voi, dar pentru a sublinia cu fiecare ocazie identitatea lor mai degrabă și importanța de care vorbim noi cu fiecare ocazie, de asemenea, a integrării celor 17 obiective și a celor 3 dimensiuni ale dezvoltării durabile, pe care din nou subliniem că este foarte important să le abordăm în această ordine, să acordăm prioritate naturii, apoi dimensiunii sociale și interesele și obiectivele de ordine economic să fie secundare sau terțiare. Iată. Avem 6 invitați în acest webinar, 6 persoane care vor vorbi direct din experiențele pe care le au în și alături de școli. Vom începe, am ales ordinea alfabetică, deci nu este o ordine aleatorie, așa cum poate părea, este ordinea alfabetică după numele de familie. Începem cu Lavinia. Îi dau cuvântul. Nu știu, Lavinia, dacă vrei un share screen. E ok așa, încuța pentru că Bine. Sunt aici și dau. da, exact, da. Mulțumesc mult și vreau și eu să salut colegii noștri de peste tot de prin țară. Mulțumim că ați venit la acest webinar. Vă voi povesti puțin despre activitatea noastră din proiect. Noi am avut ca pilot Colegiul Național Ile Caragiale din Moreni. Și întâi aș vrea să vă fac așa o scurtă prezentare de ce am ales orașul Moreni, în afara faptului că lucrăm de câțiva ani cu cei din Moreni.
L-am ales pentru că orașul este orașul în care nu se întâmpla nimic. Moreni e un oraș monoindustrial bazat pe extracția petrolului. Vă dați seama că odată cu anii 90 această extracție a petrolului a colapsat. Orașul e cumva într-un colaps economic, social de asemenea. E un oraș cumva rupt de lume, fără cinema, fără casă de cultură, fără teatru. Autoritățile de la vremea respectivă, din anii 90, au cedat casa de cultură tot către Petromul de acum sau către industria petrolieră și s-au trezit după un număr de ani că nu se mai întâmplă nimic, că nu mai au unde să organizeze nimic. Un oraș fără legături de transport, fără transport public în comun, un oraș cu mari probleme sociale, copiii foarte mulți navetiși din comunele înconjurătoare abia ajung la școală. Deci, cum spuneam, un oraș în care nu se întâmplă nimic. Următoarea, te rog, Ancuța. Și în acest oraș există un liceu mare, într-un oraș mic, am spus eu, pentru că este un liceu. Inițial a fost un liceu tehnologic, actualmente este un colegiu național cu foarte bune rezultate la învățătură, copii olimpici, oameni pregătiți de excepție, nu pot să vă spun, profesori extraordinari, dar este singura școală din oraș care nu a fost reabilitată, absolut nicio autoritate locală care a trecut vremelnic pe acolo nu a avut grijă de acest liceu. Toate celelalte școli din oraș au fost reabilitate, acesta nu. Ca atare, în momentul de față, copiii învață în două corpuri de clădire, unul școala veche, care o vedeți aici, și încă un corp improvizat într-un cămin de nefamiliști care este total neprietenos. Am trecut la acest proiect după ce, în prealabil, noi am mai lucrat și în proiectul cu orașe reziliente, tot acolo, și în proiectul angajament pentru climă. Și am trecut la partea de descoperire, să descoperim atuurile. Cei mai mulți dintre dumneavoastră deja știți, ați trecut prin procesul ăsta sau mai făcut formări. Ca atare, am căutat să vedem ce oferim noi ca liceu comunității și ce ne oferă comunitatea nouă. Și hai să vedem aturile descoperite de copilașii noștri. Au zis așa, dedicare, implicare, încredere, rezultate, laboratoare, proiecte, curtea liceului, bănci, muzică în pauze, voluntari, terenul de sport, CDI-ul este un centru de dezvoltare și informare, parcul de lângă liceu, dealurile, zona geografică, banca mea, banca de sub dudul din curtea liceului, mărul sălbatic din fața școlii, primăverile. În principiu, cam toate se legau de natură, ca să spun așa. Mai mult decât atât, copiii își doreau foarte, foarte mult să petreacă mai mult timp în natură. Însă planurile primăriei erau cu totul altele, să le rechiziționeze curtea școlii și să facă o mare parcare pe locul acesteia. Atunci noi ne-am gândit, hai să vedem cum putem să ne revendicăm curtea școlii și ce putem noi să facem astfel încât activitățile noastre să se desfășoare foarte mult în curtea școlii. Și următorul pas a fost cel de visare. Și ne-am gândit noi, aici am început să discutăm despre copacul visurilor noastre și ne-am gândit, după ce am vorbit în prealabil despre dezvoltarea durabilă, vedeți că făcusem o mică schemă acolo cu dezvoltarea durabilă, și un copac al visurilor în care copiii participanți și profesorii participanți au pus acolo fiecare câte un vis.
Și hai să vedem ce a reieșit în urma visării noastre. A reieșit că vrem ca școala să fie pilonul principal de informații, cunoștințe, deprinderi și abilități pentru o dezvoltare sustenabilă a comunității. Ne-am imaginat diverse microscenarii prospective ce înfățișează școala și comunitatea educativă în urma integrării educației pentru dezvoltare durabilă la orizontul 2030. Și am construit o macroviziune comună cu privire la integrarea EDD în școală. Educația începe din curtea școlii și se întoarce în aceeași curte. Da? Deci, v-am spus care a fost motorul. Motorul a fost că trebuie să ocupăm curtea școlii până la urmă. Și ne-am apucat de amenajat curtea școlii. Am făcut cu resurse puține, din niște paleți din ăștia abandonați pe colo și pe colo, am făcut un anfiteatru, cu ceva bănuți am cumpărat niște pufi, astfel încât foarte multe ore au început să se desfășoare în curtea școlii. Dar pentru a organiza chestia asta, desigur că a fost nevoie să facem curățenie în curtea școlii, să plantăm diverse floricele, să îngrijim copacii care erau, ba chiar să și vopsim cu graffiti niște pereți. Și ăsta a fost cumva motorașul care a declanșat o avalanșă de activități. Apoi am gândit niște poteci, am zis noi, potecile durabile ale Moreniului, o potecă culturală, o potecă a valorilor, o potecă Moreniu de ieri și de azi, care se referă mai mult la istoria orașului, și o potecă a biodiversității. Și haideți să vedeți cum a început să se transforme școala. Aici unde vedeți pe culoarele acestea din școala veche, erau niște dulapuri nefuncționale. Au fost date jos dulapurile și profesorii și copiii s-au apucat să vopsească pereții respectivi cu aceste poteci identificate de noi. Următorul slide, Ancuța. Și cum intrăm pe culoarul școlii? Avem, bineînțeles, cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, după care avem diverse compartimente cu partea culturală, cu celebrități. Partea cea mai frumoasă a fost că, dincolo de antrenarea elevilor și profesorilor în această acțiune, a fost antrenată o întreagă comunitate, pentru că au fost adresate scrisori către personalități din oraș și s-au cerut amintiri, donații de la aceștia, astfel încât copiii au primit, școala a primit cărți scrise de diversi autori locali, picturi realizate de pictori locali. Spre exemplu, George Mihăiță, care a studiat la școala asta, le-a trimis o pălărie din filmul Clanul, sau cred că ăsta e ultimul în care joacă. Și totul a devenit o mare expoziție pe culoarele școlii. Apoi, pe partea asta de poteca biodiversității, copiii s-au dus și au identificat arborii cei mai bătrâni din oraș și i-au măsurat și i-au înscris într-o platformă cu arbori speciali. Cred că arbori remarcabili se numește, nu? Platforma. Arbori, da, arbori remarcabili, exact, da. Și de asemenea, au făcut această potecă a Moreniului de ieri și de azi, care cuprinde istoria orașului. Ei au făcut și un buletin de informare care l-au trimis către cetățeni, l-au trimis către toate acele personalități care au participat și au donat pentru școală. Mai mult decât atât, am întărit legăturile cu alte organizații neguvernamentale din oraș,
Și în următorul slide avem aici o activitate desfășurată împreună cu Asociația Nevoie și Speranță, care se ocupă de copiii cu autism, care, neavând niciun sediu, pentru că situația e destul de tristă în orășel, își desfășoară activitatea în liceu. Adică liceul le-a pus la dispoziție o sală unde, în afara orelor de curs, ei pot să-și desfășoare activitățile. Acum, școala e deschisă către comunitate, se întâmplă activități. Eu mai am așa o chestie pe Facebook, un mic filmuleț, așa, pentru că am avut un, Anca, dacă îmi dai voie să doar un minut așa să pun din atmosfera de la ce s-a întâmplat. Îți dau voie, da. Am depășit puțin, am depășit vreo 3 minute, dar o să vedem. Ah, Poate am mai okay. recuperat eu. Am zis în glumă, dacă îți dau voie, te-am înțeles. Mulțumim, Lavinia. Oricum, o să trimitem prezentarea celor care o Da. să. Deci cam asta, așa s-a transformat atmosfera, și s-au transformat activitățile în urma proiectului. Deci, un super entuziasm. Declarația unei profesoare a fost: ați reset, cu proiectul ăsta ați resetat activitatea liceului nostru. Și cred că nu Da. doar a liceului, cred că și a comunității. Așa că ne-a făcut mare, mare plăcere să lucrăm. Mulțumesc, Ancu. Felicitări, uite, am apăsat iconul ăsta. Felicitări și pentru, adică pentru proiect și oricum, pentru rezistența ta pe baricade după atâția ani. Îmi amintesc când chiar una dintre primele noastre întâlniri în cadrul proiectului, când m-a emoționat foarte tare să aflu despre parcare, când ne arătai poze din curtea școlii și că exista riscul atunci încă destul de mare să fie transformat în parcare. Între timp, chiar o școală, chiar școala din dreptul blocului meu a fost betonată, nu transformată în parcare, dar a fost betonată, o suprafață destul de mare și nu știu care dintre participanții de astăzi au fost prezenți la ultimul nostru webinar, când transmiteam cum în Franța, văzusem un link distribuit de Anuța, în Franța acum din 2017-2018 sunt demersuri de a revitaliza, debetona curțile școlilor din Franța. Este vorba de suprafețe de zeci de hectare. Nu rețin acum exact numărul, dar era vorba de zeci de hectare. Da, mulțumim și felicitări încă o dată. Revin la partajarea de ecran în curând pentru a da cuvântul Roxanei, dacă nu mă înșel, Roxana Buzețel urmează. Pe Roxana am cunoscut-o personal de curând, dar avem impresia că ne cunoaștem de mult timp. Chiar azi și ea se mira și eu când am căutat numărul, mă miram că nu l-am. Și ea când mi-a răspuns și am zis cine sunt, a zis, dar l-am numărul tău. Deci oricum, avem amândouă sentimentul ăsta că ne știm de ceva timp pentru că colaborăm. Eu am fost beneficiar organizației Micile Bucurii anul trecut, beneficiar direct, adică am fost formată de echipa organizației de colegiile Roxanei ca facilitator pentru colaj climatic sau fresca climatică, nu știu cum să numesc, dacă un instrument pedagogic sau o activitate educativă ludică pe care o consider foarte importantă pentru școli. Și despre asta și despre alte inițiative îi dau imediat cuvântul Roxanei și încerc să revin la partaj acum. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult de invitație. Mulțumesc, Anca. Mă bucur că ne-am adunat aici și am mai văzut. Mă bucur că ne strângem și împărtășim ceea ce facem. Mulțumesc, Lavinia, pentru exemplu de dinainte. Minunat să vezi că puterea unui om poate să transforme așa mult o comunitate locală. Despre mine, eu nu sunt veterană în domeniul ONG-urilor și în domeniul mediului, mai bine spus.
Și eu am fondat Asociația Micile Bucurii acum 3 ani, când am înțeles că trebuie să mă implic în a răspândi mesajul nevoii de a acționa pentru climat. În parcursul acestor 3 ani am avut norocul, poate și intuiția, să-mi iasă în cale tot felul de instrumente și mi-am luat ca misiune personală să dau aceste instrumente mai departe. Pe lângă acestea, mai avem și comunități locale, dar alea sunt altă poveste, online, pardon, comunități online, dar alea sunt altă poveste. În 2020 am devenit coordonatorul local pentru Climate Fresk. Inițial i-a spus, se spunea Climate Collage, colaj climatic. Este, Anca, poți să Da, sigur. sari, așa. Este un joc, exact cum spunea și Anca, în care 3 ore de joc discutăm despre situația climatică. Acesta este, are la bază raportul IPCC, adică Intergovernmental Panel for Climate Change, raportul care se scoate la un interval de timp și la care lucrează sute de oameni din domeniul științific și ne spun ce se întâmplă cu planeta dacă aceasta se încălzește cu 1,5-2 grade. În momentul de față, jocul este apreciat în mai multe țări, este tradus în 45 de limbi. În România, în momentul de față, cred că avem aproximativ 226 de facilitatori. Putem să sărim, te Da. rog? Așa. Jocul este împărțit în 3 faze. Faza în care jucătorii primesc carduri de joc și acestea trebuie puse, sunt niște imagini vizuale cu explicații pe spate și pe acestea trebuie să le coreleze cauză și efect. Astfel că aprofundăm partea de care sunt cauzele și efectele schimbării climatice. În a doua parte, are o parte creativă, o parte în care suntem invitați să dăm un titlu imaginii colajului pe care l-am creat și să desenăm emoții care ies la suprafață. Pentru că, în general, când ajungi să aprofundezi impactul pe care l-au schimbările climatice în momentul de față, intri în foarte multe emoții. Și partea a treia, cea mai importantă, este partea de debrief, în care discutăm ce putem face. Așa cum și Ancuța a împărtășit, anul trecut am făcut un tur așa prin țară și am creat parteneriate cu Mai Bine în Iași, cu Clujul Sustenabil în Cluj și chiar săptămâna asta am fost în Brașov, unde am format, le-am zis eu, centre de distribuție, da, pentru un joc climatic, în care mai mulți oameni din cadrul public, fie ONG-uri, fie profesori, fie chiar acum am avut oameni de la bibliotecile județene, unde copiii au nevoie de activități pentru săptămâna verde sau săptămâna altfel, sau de ce nu, pentru altfel de evenimente. Bun. Următorul, te rog. Anul trecut am început un program pilot în care ne dorim să petrecem o săptămână alături de elevii de liceu. Este dedicat claselor de liceu 9-12. O călătorie în care ne dorim să discutăm și să împuternicim tinerii să transmită mesaje regenerative, să creeze, să gândească regenerativ. Scuze, s-a auzit ceva și mama. Așa. A intrat cineva și nu e pe mute. Eu nu văd toată lista, dacă poate vedea Lavinia, poate, sau mai fac co-host pe cineva. Să dau multe. Emil, te mai fac și pe tine co-host, ca să mai urmărești și tu, poate? Gata, gata, gata. Ne-am Așa. Și în acest program am umblat în 3 licee, 3 săptămâni. Pentru a discuta cu elevii de schimbările climatice și cum pot gândi regenerativ. Anul acesta îl continuăm, slavă Domnului, am reușit să mișcăm un pic rotițele și la fel ne dorim ca în perioada care urmează să începem să umblăm în licee într-o formă un pic schimbată pe partea de educație climatică, dar pe principii de justiție, echitate, mai mult nu despre cum reciclăm creativ, nu despre cum schimbăm sticla de plastic cu una reutilizabilă, ci lucruri mai în profunzime care îi pot forma pe tineri
în direcția de a gândi regenerativ și pentru climat, să poartă această lentilă pentru climat. Și repede, repede zic și de a treia direcție pe care o avem, sau încă nu am explorat-o, vă zic sincer, m-am facilitat pe acest alt curs. Se pare că am o chemare către lucruri care mă învăț și le dau mai departe. Oricum, mă ghidez după ideea I'm here to teach what I need to learn și pe urmă dau mai departe. Așa că te rog să sari și la următorul. Carbon literacy, asta am vorbit eu, mă scuzi, în următorul. Așa, Carbon literacy este un curs de 8 ore care poate fi făcut, ei zic, o zi de educație climatică. Are prima parte, putem să-l împărțim în 4 module de câte 2 ore, care ori stăm o zi întreagă, ori 2 zile câte 4 ore, ori 4 zile câte 2 ore, în care începem, discutăm mai punctual ce putem face. Da, trece și prin știința prin care trece Climate Fresk, dar intră într-o altă parte în care participanții înțeleg că amprenta de carbon, nu știu, a fructelor de mare, cum este în comparație cu carnea de pui, ca să poți să ai, pentru că vorbim de amprenta de carbon și toată lumea unde e și ce fac cu ea, cum eu măsor. Sau mai degrabă, ok, pot să o măsor, dar ce fac mai departe să o reduc? Și acesta este un instrument în care la sfârșitul celor 8 ore de curs, participanții își asumă în engleză îi zice pledge, în română Amiz, fel de miz, o misiune, ție o copilul. misiune, să-i zicem așa, să ne cămăm, să fim Jedi climatici în misiune, așa, o misiune că chiar îți asumi să reduci amprenta de carbon, dar la fel, nu vorbim de schimbarea sticlei de plastic una reutilizabilă, vorbim de misiuni mult mai de impact, care se iau una la nivel individual și una la nivel de grup a celor persoane care au trecut prin cele 8 ore. Pe urmă, primești, acestea se trimit în UK și se întorc înapoi validate sub forma unei diplome. Și asta o am în plan și pe asta în acest an. Fiți blânzi, dacă vă prezintă interes, poate mi se mișcă și rotițele spre inspirație să-l dau mai departe. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Noi îți mulțumim, Roxana. Căutam acum din nou să dau, să trimit aplauze, dar nu găsesc, deci oricum o să mă abțin să fac asta. Mulțumim tare mult. Mare drag. Abia, adică mi-ai mai deschis pofta și pentru imaginea de mai devreme cu Jedi și ce ai spus acum. Sper să te avem cu energia asta, vreme îndelungată și să mai vii tu sau colegii tăi prin comunitățile noastre. Mulțumesc Deci frumos, cu am o drag. întrebare, dacă am o întrebare, dar o Da. păstrez eu ca pentru la final și Bine. am stabilit. Dau cuvântul acum dragii mele prietene Claudia, dintre toți invitații pe care am invitat să transmită niște slide-uri, ea a pregătit și o mică descriere a ei, ceea ce mă bucură, pentru că eu mi-aș fi găsit, cred că, destul de greu cuvintele. Am să zic doar atât, că și o să o întreb, o rog pe Claudia să-mi confirme, că eu m-am gândit la fiecare webinar să o invit. Am vorbit foarte mult despre grădini. Ea aici va vorbi și despre hrană sustenabilă în școli mai degrabă decât în calitate de grădinar. Dar la fiecare webinar m-am gândit să o invit, dar știam că, fiind unul a fost în septembrie, unul a fost în noiembrie, știam că nu o să lase, știam că voi fi refuzată, că nu va lăsa grădinile pentru a veni într-un spațiu virtual, în fața unui calculator. Dar mă bucur că acum o avem aici alături de noi. Îți dau cuvântul, Claudia. Bine v-am găsit, vă salut din Târgu Mureș. Mulțumesc pentru invitație, Anca. Pentru mine sunt o mare provocare întâlnirile acestea online. Nu mă simt în largul meu, în tipul acesta de întâlnire. Mi este mult, mult mai bine printre plantele și necuvântătoarele din grădină. Dar pentru că tu ești o inspirație importantă pentru mine,
M-am gândit că pot să fac acest efort și să trec dincolo de disconfortul de a vorbi în fața oamenilor și a vorbi online și să vin astăzi alături de voi. O să împărtășesc pe scurt câteva gânduri despre cantina școlară, așa cum mi le-am format datorită muncii în grădină, muncii cu comunitatea Slow Food. Și o să vorbesc despre cantina școlară, care în mod ideal spun eu că hrănește fizic, mental, emoțional, spiritual, într-un mod holistic, copiii, pe toți cei care cultivă hrana, comunitatea și întreaga planetă. Eu sunt grădinar, îngrijesc două grădini, una în oraș în Târgu Mureș, o grădină mai mică, și o altă grădină în afara orașului, la 25 km de Târgu Mureș. Din luna martie până luna noiembrie, în principiu, mă găsiți în grădini. Din ambele grădini sunt salvatoare de semințe, se salvez foarte multe grădini din cele două spații pe care le îngrijesc. Aș spune că colecția mea de semințe mi-ar asigura hrana pentru întreaga viață, presupunând că mai trăiesc încă 40 de ani. Am semințe ca să trăiesc din ceea ce aș cultiva în grădină, pentru că lucrez doar cu semințe cu polenizare deschisă, pe care pot să le multiplic și să le salvez, pentru că înțeleg, în felul acesta înțeleg că este o grădină naturală. Grădinăresc și cu copiii în grădini școlare, poate acum mai puțin, am făcut-o mult mai des în 2019, iar în ultimii 3 ani am mers doar când m-au invitat educatoarele cu care colaborăm în comunitatea Slow Food Târgu Mureș să grădinărim împreună. Mâncarea mea preferată este zama. Soțul meu spune că gătesc cele mai bogate și mai gustoase zămuri. Și sunt dependentă de lumina naturală, de aerul curat și de liniște. O să vorbesc despre cantina școlară, pentru că, în înțelegerea mea, într-o școală durabilă, copiii trăiesc în grădini, cresc în grădini, cresc grădini și se hrănesc într-o cantină școlară. Nu pot să-mi închipui că o școală poate să fie numită durabilă dacă nu are aceste două spații, spațiul grădinii și spațiul cantinei școlare. Și pentru că anul acesta avem mai multe alegeri, mă refer alegeri europene, locale, naționale, m-am gândit să, pe lângă grădinărit în propriile grădini, anul acesta să dedic un pic de timp relației cu autoritățile și să militez ceva mai mult pentru înființarea grădinilor școlare în unitățile de învățământ din Târgu Mureș și pentru o atenție mai mare către cantina școlară. Și din acest motiv am pus aici un citat, o frază spusă de un om politic, aș spune eu, într-un discurs populist. Nu este o definiție, știu eu, a FAO sau a Organizației Mondiale a Sănătății în ceea ce privește justiția alimentară, dar în timpul pandemiei, cred că în 2020, nu este un primar, este vorba despre un primar, nu din România, dar al unui mare oraș, care se angaja în a asigura justiția alimentară populației orașului și spunea că va face acest lucru prin recunoașterea faptului că, indiferent de statutul lor, toți cetățenii sunt îndreptățiți tot timpul la siguranță și nutriția alimentară. Și dacă e să ne uităm pe această piramidă a justiției alimentare, ilustrată de Brenna Klinal, este o permaculturistă, un ilustrator pe care o admir foarte mult, vedem că dacă ar fi să vorbim despre justiție real, de justiția alimentară, fără
Mai ales primele două straturi ale acestei piramide, nu avem cum să vorbim, adică toată lumea să aibă suficientă hrană și să aibă hrană adecvată, adecvată din punct de vedere al nutriției, adecvată din punct de vedere cultural și să-și permită să cumpere acea hrană. Și cred că aceste două pături pot fi foarte bine asigurate, începând prin a avea grijă ca în cantinele școlare publice toți copiii să aibă acces gratuit la hrană. Și mergi, te rog, la următorul. Dar aș vrea să subliniez, pe lângă accesul la hrană, că o cantină școlară, ca și o grădină școlară și, de fapt, ca școala, cum spunea și doamna Andrei, nu este doar un spațiu în care să mergem și să mâncăm hrană. Cantina școlară poate fi, în mod ideal, un spațiu al convivialității, al diversității, un spațiu etic și solidar, al echității sociale, un spațiu de activism, un spațiu de împuternicire educațional. Este un spațiu în care se poate crește și dezvolta frumos o comunitate, începând de la cele mai fragede vârste. Spuneam anterior că în 2019 am grădinărit cu copiii în grădini școlare. Am înființat 4 grădini școlare. Te rog să mergi la următorul, Ancoțar. 4 grădini școlare, 3 în grădinițe și o altă grădină într-o școală gimnazială. Și în fiecare săptămână, pe parcursul anului școlar, pe tot 2019, aveam câte o oră activitate la toate cele 4 unități școlare. Și a fost pentru prima dată când eu am avut contact direct cu cantina școlară. Eu nu am copii și mai primeam de la prietene feedback-uri legat de cantina școlară, cum simt copiii lor, dar nu aveam contact direct cu ce se întâmplă într-o cantină școlară. Și pentru mine a fost o mare surpriză din multe puncte de vedere. De exemplu, era surprinzător pentru mine că educatorul nu stă la masă cu copiii. Sau faptul că eu, dacă aș fi văzut meniul și nu aș fi știut în ce anotimp sunt, nu aș fi putut recunoaște pe baza farfuriei în ce anotimp suntem. Apoi, un lucru poate chiar șocant a fost pentru mine, se servea foarte, foarte, foarte multă carne, atât la micul dejun și în multe unități, atât la micul dejun cât și la prânz, atât felul 1 cât și felul 2, în fiecare zi carne, foarte, foarte multă carne. Mi se părea că nu era frumos așezată hrana în farfurie, nu vedeam diversitate, vedeam fructe, știu, căpșuni și pepene în decembrie. Mi s-a părut că mi s-a părut de necrezut ce se servește la școală, deși înțelegeam toate, știu, motivele pentru care se întâmplă acest lucru. Consideram cantina școlară și grădina școlară cu un potențial atât de mare încât am simțit că trebuie să lucrez un pic în sensul acesta și mi-am propus ca de anul următor să lucrez cu copiii, părinții, autoritățile pe tema cantinei școlare, dar în martie 2020, cum a venit pandemia, nu am mai avut activități la grădină și nu am mai putut să intru în grădinile școlare. Așa că timp de 2-3 ani m-am pregătit împreună cu colegii de la Slow Food din Italia și cu colegele din comunitatea Slow Food din Târgu Mureș cum să abordăm problema cantinei școlare publice în Târgu Mureș. Am avut ca exemple
din comunitatea slow food, care au adus foarte multă schimbare, un exemplu din Italia și un alt exemplu din Cehia. În Italia, cantina școlară publică este contracost, în jur de 4-5 euro se plătește pentru prânzul într-o cantină școlară publică. Și acesta este un exemplu deosebit pentru mine și care m-a încurajat că se poate aduce schimbare, pentru că, de fapt, generatorul schimbării a fost grădina școlară, comunitatea Slow Food din regiunea Florența, unde este această companie Qualita în servicii, avea grădini școlare. Iar grădinile școlare din unitățile acestea au generat așa schimbare mare în copii și în părinți, încât părinții s-au revoltat de serviciile alimentare oferite de această companie publică, care era deținută de 6 municipalități din jurul Florenței, și de aici a început schimbarea meniului școlar, de la niște grădini școlare. Copiii au fost cei care au mers spre părinți și apoi părinții spre unitățile școlare, spre municipalitate. Și un pic descurajant a fost pentru mine faptul că s-a derulat cu resurse multe acest studiu de caz din Italia, atât uman, cât și ca timp, cât și financiar. Și îmi dădeam seama că eu nu am aceste resurse în Târgu Mureș. Dar aș vrea să sublinieze aici, de fapt, câteva schimbări mari pe care au reușit să le facă în decursul a 5 ani. Așa, este mic pe ecranul tău, o să fac un pic mai mare la mine. De exemplu, înainte de 2015, această cantină furniza copiilor aproape exclusiv hrană procesată. Iar după 6 ani de zile, totul se gătește proaspăt în cantină. 73% din ceea ce se servește este produs local din regiunea Florența, deci unde sunt cele 6 municipalități servite de această cantină. 60% din ceea ce se servește în cantină este produs organic, certificat organic. Cantitatea de carne s-a redus foarte mult de la momentul plecării și până la ziua de astăzi. De asemenea, au crescut foarte mult cantitatea de cereale integrale care se servește în meniu. Au fost introduse leguminoasele, nu se serveau leguminoase deloc în meniu. Ce alte? Ouăle, un lucru surprinzător pentru mine. În această cantină se serveau doar ouă pasteurizate. Niciodată nu se servea un ou proaspăt sau nu se folosea în prepararea meniului ouă proaspete. Dar dincolo de aceste schimbări, chiar numai, adică legate de meniu, subliniază foarte mult oamenii implicați, atât de la nivelul municipalității, că schimbările au fost mult mai profunde în aceste școli. Cum spuneam la început, că această cantină nu doar a hrănit, nu știu, cantitativ copii, ci și cultural. De asemenea, de exemplu, au fost producători care și-au schimbat culturile pe care le cultivau la cererea municipalităților și au început să cultive ceea ce au decis nutriționiștii, specialiștii de mediu, că este potrivit să se cultive. O schimbare extraordinară ce au reușit să facă. Iar un alt exemplu pe care l-am adus astăzi este cel din Cehia. L-am
Am vrut să-l amintesc pentru că m-a impresionat la Cehia faptul că de la 3 ani, de la vârsta de 3 ani și până la vârsta de 18 ani, deci ce înseamnă la noi grădiniță și până la liceu, încheierea liceului, în Cehia, cantina școlară asigură gratuit copiilor hrană de la 3 până la 18 ani. Mi se pare extraordinar. Peste 70% dintre copiii, dintre elevi, servesc zi de zi, 5 zile pe săptămână, 200 de zile pe an, gratuit, mâncarea în cantina școlară. 11% nu reușesc să servească pentru că au cerințe specifice alimentare. Acesta este un dezavantaj al sistemului lor pentru că nu pot asigura, știu eu, cerințe vegane, vegetariene sau dacă au anumite intoleranțe, alergii. Ei, și având aceste exemple, dar și știind ce mănânc eu acasă, împreună cu colegele din comunitatea Slow Food, am inițiat anul trecut câteva întâlniri, mese rotunde, pentru că am considerat că înainte să facem ceva, este necesar să înțelegem de fapt ce se întâmplă în teren, mai bine decât discuțiile pe care eu le-am avut cu prietenele sau alte persoane din discuții personale. Și atunci am organizat mese rotunde. Am început cu părinții, apoi ne-am întâlnit cu educatorii, cu nutriționiștii, am circulat apoi survey, cum se zice survey? Chestionare? Așa, chestionare, ca să înțelegem, pentru că la aceste întâlniri, în naivitatea mea, am crezut că vor veni mai mulți oameni, că vor fi mai mulți părinți, educatori, nutriționiști interesați. Prezența nu a fost mare la întâlniri, dar am găsit oamenii potriviți și cu ajutorul lor am mers cu chestionarele atunci mai departe spre alți părinți, educatori și nutriționiști. Ceea ce a fost o mare provocare anul trecut, acest proiect al hranei bune, curate și echitabile în cantinele școlare și reveneam la același lucru de fiecare dată, că lipsește educația pentru hrană sustenabilă la toate nivelele, la părinți, la educatori, la municipalitate, la cei care lucrează sunt implicați în public procurement, Achiziții în publice. achiziții publice, educația. Era necesar să facem educație în toate aceste sectoare și mi s-a părut dezarmant. A fost un an foarte obositor pentru mine și, deși inițial am zis că nu voi continua, voi lua un an de pauză să grădinăresc, pentru că am primit tot timpul suportul colegilor de la Slow Food, de la sediul central, totuși vom continua activitatea și anul acesta și am ales o școală pentru că, neavând resursele necesare ca să facem mari schimbări, am considerat că este important să alegem un mic nucleu, am ales o școală mică, unde avem grădină școlară, unde avem doi educatori foarte dedicați și dornici pentru să facă această schimbare. Este o grădiniță mică și cu această grădiniță vom lucra mai departe și apoi o vom folosi ca pe exemplu ce se poate face într-o cantină școlară și pentru a putea fi multiplicat mai departe exemplul. Și ca să nu închei, știu eu, neoptimist,
Am împărtășit aici cu voi un cântec al nostru care a fost compus pentru noi, pentru grădinile școlare din Târgu Mureș, de o prietenă mea, Cotolin. Cu ocazia unei convergențe a educatorilor care grădinăresc cu copii, am rugat-o să compună un cântec. I-am spus ce mi-aș dori să exprime cântecul și ea a scris aceste versuri. Când aveți timp, să intrați pe linkul de acolo și să-l ascultați. Și mie statul la masă mi se pare un lucru sfânt. Eu mă minunesc tot timpul când mă așez la masă, mă refer la masa mea de acasă, în care pun cea mai bună mâncare în farfurie, și tot timpul îmi închei masa spunând așa: sărmâna pentru masă, pământului, semințelor, soarelui, ploii, tuturor grădinarilor și bucătarilor. Mulțumesc! Mulțumim! Nu știu dacă doar eu sunt emoționată, știu că... Nu, și eu sunt emoționată că și eu sunt grădinar. Da, și... Adică cred că și dacă nu suntem, cu atât mai mult prețuim ceea ce auzim. Și oricum, eu... În prezența Claudiei simt asta de fiecare dată și nu mă satur să o ascult. O să vorbim ulterior, dar și eu aș vrea să mă implic alături de tine, Claudia, ca să te simți mai puțin singură în partea asta cu achizițiile publice și cu hrana în cantine. Știu că ți-am mai zis, dar o să fac demersuri mai clare în direcția asta. Bun, trecem mai departe. Pentru că timpul nimic nu e al nostru, numai timpul ne aparține, cum este un citat pe care eu spun un citat al lui Seneca, pe care eu îl apreciez mult. Totuși timpul trece și o să-i dau cuvântul Corinei Silimon. Ar fi trebuit să am aici o fotografie cu tine, n-am găsit-o, Corina, dar imediat o să te vedem, sau deja te vedem acolo, eu te văd. O mică introducere. Corina ne-a vorbit în primul webinar și eu am cunoscut-o în cadrul proiectului. Tot aud de Turnu Măgurele, care este orașul Anuței, bine, și al lui Emil, din câte știu, în care au copilărit. Oamenii sfințesc locul, deci abia să ajung acolo. Dar chiar într-o discuție recentă m-am emoționat, cum scriam de curând pe platformă socială. Cum spunea Anuța, că o profesoară, sau nu știu dacă a spus directoare sau profesoară, de la o școală participantă la un webinar, a schimbat practicile în cantina școlară după ce a participat la primul webinar. Și asta chiar m-a emoționat. Și apoi am cerut, cu gândul de a te invita, pentru că știu că vorba despre Corina, pe care o cunosc, să participi, să ne împărtășești experiența asta. Am să dau deja următorul slide și te rog, îți dau cuvântul să ne vorbești despre cum ai trecut de la asta, de la realitatea aceasta, la realitatea asta într-un timp destul de scurt, din câte înțeleg. Da, mulțumesc frumos. Eu sunt Corina Silimon, reprezint școala gimnazială Mircea cel Bătrân din Turnu Măgurele, un oraș mic, un oraș rezilient și el la rândul lui, care se află la confluența Oltului cu Dunărea. Îmi place să-l plasez geografic, avem o zonă deosebit de frumoasă aici. Școala Mircea cel Bătrân este o școală gimnazială în care învață aproximativ 500 de elevi. Ne-am apropiat foarte mult de acest concept de educație pentru dezvoltarea durabilă datorită Anei Maria Pălăduș și lui Bogdan Gioară, care ne-au introdus în cârdășia lor. Era o glumă noastră legată de ce putem face împreună și am denumit-o generic cârdășie. Școala gimnazială Mircea cel Bătrân a primit eticheta de școală durabilă și ne mândrim
cu acest fapt, suntem foarte bucuroși în urma unui proces de implementare a diferitelor obiective privind dezvoltarea durabilă. În toate acțiunile pe care le-am pornit, am avut la bază principiul gândește local, gândește global, acționează local. Am înțeles cât de important este rolul nostru ca școală în dezvoltarea capacităților elevilor și cât de mult le putem influența atât atitudinile cât și comportamentul. Am mai înțeles că unul din scopurile educației non-formale este acela de a transforma atât viețile noastre, noi, cadre didactice, elevi, părinți, comunitate, cât și comunității, pentru a minimaliza efectele negative exercitate tot de noi oamenii asupra mediului. Tot vorbindu-le copiilor despre viitor, am înțeles cât de important este să realizăm și ceva pentru acest viitor. Câteva voi menționa câteva idei pe care le-am avut în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Am mers momentan pe trei axe. Am încercat să economisim cât de mult putem din resurse, să reducem deșeurile și să promovăm o alimentație sănătoasă, atât în rândul elevilor, cât și în rândul părinților al comunității locale. Propriu-zis, ce am făcut? Am montat senzori de mișcare pe holurile școlii și în toalete deocamdată, care a însemnat atât economisirea resursei de energie electrică, cât și reducerea plăților la factură. Eu vorbesc acum și din punctul de vedere al directorului de școală. Am redus facturile la energie electrică cu aproape 20%. Pentru noi sunt niște economii importante. Banii economisiți pot merge către alte direcții. Avem nevoie de foarte multe lucruri. Mă îngrijora foarte mult cantitatea de deșeuri care se genera după fiecare masă luată de aproximativ 60-70 de elevi din cadrul unității noastre, din învățământul primar. Ei, învățând în alternativa step by step, rămâneau până la ora 4 după amiază. O firmă din localitate le furniza în regim de catering masa. Pentru fiecare elev se generau câteva tipuri de deșeuri. Era cutia pentru supă, cutia pentru felul 2, erau tacâmurile, erau farfuria pentru desert, ambalajul în care care acopera farfuria de desert, plus pungile în care se livrau, plus saci de gunoi pe care îi consumam în fiecare zi, cel puțin 4-5 saci dintre aceia mari de câte 240 de litri, care însemnau niște deșeuri pe care nu le puteam gestiona. Doar că eram în faza de a găsi soluții. Mă gândeam ce pot să fac cu resursele pe care le am. Din fericire pentru mine, am participat la un webinar în care o doamnă profesor, cred că era din Târgu Jiu, nu mai rețin sigur, în care a prezentat cum au reușit să implementeze în cadrul programului pentru servit masa, să înlocuiască toate ambalajele de unică La folosință. webinarul 1, Corina, la primul Da, webinar, okay. la primul webinar. Era doamna Petronela Petrea de la Școala Valea Lupului din județul Iași. Din Iași era. Am... Da. Să fie sănătoasă și mulțumim pe această cale că ne-a ajutat și a făcut lumină, s-a aprins lumina și am văzut că putem să facem și noi lucrurile, să multiplicăm ceea ce a făcut doamna. Ce am făcut concret? Am amenajat o sală de mese, am achiziționat o mașină de spălat vase, dintre aceea mare în care intră 18 seturi de vase. Am montat o chiuvetă, avem apă potabilă în acea sală de clasă. Aveam deja în școală farfurii pentru a putea servi felul 2, aveam tacâmuri reutilizabile, aveam pahare.
Nu a trebuit decât să cumpăr câteva boluri pentru supă și iată că îngrijorarea a găsit soluția, remedierii. Și astăzi, de nu foarte multă vreme, copiii din școală, cum puteți vedea în imaginile următoare, servesc masa în aceste tacâmuri, în aceste în aceste farfurii reutilizabile, folosesc aceste tacâmuri. Suntem foarte, foarte, foarte bucuroși că am reușit să realizăm acest lucru. Aș dori să vă mai spun în continuare câteva din planurile noastre ca o continuare a activității. Ne-am gândit să achiziționăm, este propunerea părinților, să achiziționăm două filtre de apă potabilă, pentru apă potabilă, pe care să le montăm în interiorul școlii. Avem un hol la intrare unde sunt două chiuvete, de unde elevii se pot aproviziona și pot reumple sticlele, pentru că ei consumă foarte multă apă, nu le ajunge o sticlă de 500 de mililitri. Și a fost propunerea părinților și ne-am bucurat că și ei au început să împărtășească din viziunea noastră. Același lucru vom face și în sala de mese. Vom pune un cană pentru filtrare, un filtru nu știu exact, dar copiii să nu mai vină cu sticluța de acasă și să poată bea apa de la robinet. Și mai avem pe ordinea de zi legat de promovarea alimentației sănătoase, împreună cu elevi, părinți, colegi, sub îndrumarea magicului Emil Zorilă, care este alături de noi acum, am amenajat o grădină comunitară în spațiul generos pe care încă îl avem și sperăm să-l avem multă vreme de acum încolo, din curtea școlii. Această grădină comunitară funcționează pe principii de permacultură. Este un spațiu pe care îl utilizăm, devenit spațiu de învățare pentru elevi. Doamna profesor de biologie, atât cât a fost timpul frumos în toamnă, a mers și a ținut acolo lecțiile. Tot acolo am amenajat un spațiu pentru ora în aer liber, unde se poate desfășura o oră cu 32 de elevi. Și în ultimul rând este un spațiu în care socializăm noi toți membrii comunității. Am făcut picnicuri la care au participat părinți, elevi, cadre didactice. Cam aceasta este povestea noastră. Vă mulțumesc, mulțumesc că m-ați invitat la primul webinar, de unde am putut să aflu cum s-a putut face o minune, pentru că pentru mine este o minune. Am bifat unul dintre lucrurile care mă frământau teribil. Mulțumesc pentru invitația din această seară și sper să motivăm și noi alte persoane la rândul nostru să poată să facă lucrurile așa cum le-am făcut noi. Mulțumesc! Mulțumim tare mult! Mie mi se pare fantastic că se vede că cu puțină determinare, puțină voință, puțină înțelegere a ceea ce este de făcut, lucrurile se fac. O mică paranteză vreau să fac vis-a-vis de cârdășie, că și mie îmi place să folosesc termenul și că m-am uitat la un moment dat, că cineva mi-a tras atenția, m-am uitat să văd semnificația în DEX și spune că reuniunea unui grup sau gruparea în scopuri condamnabile. Și am zis că da, noi chiar ne unim în scopuri condamnabile pentru unii. Facem tot felul de lucruri care uneori nici nu există legi, nu sunt legale, cum ar fi noi, colectarea de deșeuri și acum colectăm alimente. Sau primarul Iașului acum 4 ani spunea că o să otrăvim populația cu grădinile școlare comestibile. De ce vrem să facem asta? Și așa mai departe. Deci cred și ei un termen potrivit pentru noi. Și apoi o altă paranteză cu economia, că spunea Corina de economie de resurse, dar și financiare. Și că nu e întâmplător că cuvintele economie și ecologie au același prefix, eco. Și am zis, eco vine de la oikos, în limba greacă, care înseamnă casă. Știința
Economia e moneda casei și ecologia e știința casei, știința pământului. Bun. Trec mai departe, trecem mai departe. Bine, eu pregătisem foarte, dar nu, la primele webinarii treceam prin toate practicile pe care treceam, aveam cel puțin un slide de tipul acesta. Mai devreme mă blocase când am folosit chiar la... Bâlbâisem puțin la început, când vorbeam de abordarea holistică și am zis de patru dimensiuni. Mă refeream la aceste patru dimensiuni. Un principiu călăuzitor în procesul nostru pentru etichetarea școlilor durabile este așa numită abordare la nivelul întregii școli, pe aceste patru dimensiuni. Și insistăm că nu doar în curriculum și pedagogie trebuie să promovăm anumite practic, și acestea trebuie să le găsească și în managementul unității școlare, viața școlară și parteneriatul cu comunitatea. Și aici am pus două slide-uri, n-am să trec prin ele pentru că timpul este limitat și nu cred că este cazul, ca exemplificare pentru această inițiativă, de exemplu, pe care a expus-o Corina în școala ei. Bun, și acum o să trecem mai departe, dându-i cuvântul prietenei noastre, Anastasia, să ne vorbească despre instrumentele pe care le dezvoltă organizația Seneca Ecologus în sprijinul educației pentru mediu. Ea aici a folosit două sigle, Anastasia, a stat deoparte spațiul meu preferat din București, unde eu cu fiecare ocazie ajung, deci când sunt în capitală, Seneca Anticafe. Și pentru cei care nu știu, pentru cei care nu cunosc pe Anastasia, pentru că și ea este modestă, precum toți invitații mei, mai zic și, adică mie nu-mi place cuvântul model, dar este un izvor de inspirație în ce privește solidaritatea. Mai este implicat în proiectul sau campania Bunicii Noștri cu impact fantastic și în sprijinul refugiaților din Ucraina, de asemenea. Îți dau cuvântul, Anastasia. Mulțumim! Mulțumesc! Bună seara tuturor! Mulțumesc, Anca, de invitație și o să fiu foarte scurtă. Am văzut, am pregătit doar trei slide-uri. Cred că n-am înțeles foarte bine Nu ai task-ul de a împărți de a povesti ce am făcut și am crezut că trebuie un pic să șeruim, să împărțim experiență, chiar să jucăm sau să vorbim ce putem face acum în școală ca profesor. Dar un pic recalibrez acum tot și vă rog să uitați la acest slide. În afară de sigle din stângă și din dreapta, care ne reprezintă editura Seneca, este o editură verde, care asta face, folosește hârtie și carton reciclate pentru cărțile de ecologie, își calculează amprenta de carbon și cumva vrea să o aducă la zero. Și atunci plantează copaci. Deci încercăm să-i dăm pământului ce am luat de la el. Am auzit deja la fiecare om care a vorbit înaintea mea că de fapt, acesta este important, nu? Să calculezi, nu doar să vorbești, ci să vezi unde poți economisi resurse. Deci, singura resursă a editurii, singura, principală, este hârtia, lemnul. Deci, vedem ce putem economisi acolo. Pe dreapta este sigla Seneca Ecologos, este Centrul de Educație Ecologică, așa îi spunem lui, dar de fapt este un centru de creare programe personalizate. Organizăm tabere de ecologie. Cred că am avut în 13 județe, am activat aceste tabere. Au fost și la Dunăre, Murighiol, Mahmudia, în comunitățile Branului.
Organizăm și pregătim aceste programe pentru școli, dar și pentru adulți. Adică de fiecare dată o facem pentru pedagogi și apoi pentru copii. Și înainte de toate, venim și vedem ce se întâmplă de fapt acolo. Pentru că și asta e unul din crezurile centrului nostru de educație, că în primul rând trebuie să creezi condiții de succes pentru învățare. Adică întâi creezi un cadru și apoi înveți ceva. Și ceea ce a vorbit acum Corina, că de fapt ce creează, creează un cadru. Da? Deja face lucruri despre care apoi poate vorbi, dar deja ele se fac. Și încercăm să abordăm așa. Adică toate, nici nu vreau să le spun cursurile, toate atelierele noastre, înainte de a-l face, venim acolo unde îl vom face și vedem ce se întâmplă de fapt. Ca să nu vorbim ceva ce nu pot aplica copii. Știți, aici e un... cine a vorbit? Claudia. Am simțit la Claudia când a spus, da, că e obosită și are acea anxietate, eco-anxietate, un termen nou pe care cei care încep să activeze îl cunosc. Și a zis și Roxana, nu, atunci când fac climate fresc, al doilea pas este să punem emoțiile și să vedem ce se întâmplă. Și atunci și atelierele noastre, ele în primul rând se bazează pe recunoștință pentru pământ. Și atunci eu vă invit acum să uitați la sigla. Este sigla a colecției de mediu ale editurii și se numește Noi. Și aproape la fiecare început a unui atelier, eu cer să deseneze o casă pe pământ oamenii. Și atunci cum să face? Să face un circuleț și să pune casă peste. Știți? Și apoi zic, ok, și acum desenați că pământul este casa noastră. Știți? Și atunci în același timp sunt ambele. Și atunci, Anca, dacă poți să dai următorul slide. Încerc, e puțin blocat calculatorul. Nu-i nimic. Și, de exemplu, noi avem un atelier care se numește așa, ce este Pământul, Sol sau Planetă? Și aproape fiecare atelier, el se numește, are un nume dintr-o întrebare, la care apoi dăm împreună răspunsul. Și de ce am vrut să pun acum această fotografie? Pentru că la asta m-am gândit. Voi vorbi cu profesorii și vreau să spun că acum, știți, cu săptămânile verzi, că nu avem materiale sau nu avem materiale speciale. Uitați, acest atelier era făcut... pentru niște copii din Ponorâta și din Buzău, care aveau și ei o tabără de vară, și am cerut să ne trimită pozele copiilor înainte, cu GDPR cu tot. Și atunci, toată ziua, tot ce am jucat, ne legam pe realitatea lor, da? Pe interacțiunea lor cu pământul. Ce e pământul pentru ei? Și la final au avut această surpriză, fiecare și-a primit propriul chip și au scris ce au învățat, ce au înțeles ei, dar fiecare pentru el, foarte personalizat. Și știți de unde mi se trage? A zis Anca acum că oikos, da, e casă, habitat, adică ecologie este de fapt... știință despre habitatul nostru. Și citatul pe care l-am pus acolo este din Micul Prinț. Da? Este o chestiune de disciplină, îmi spunea mai târziu Micul Prinț. Când îmi termin toate, știți că trebuie să am grijă și de planeta mea. Nu salvăm planeta. Adică și asta spun la fiecare lecție, de obicei pentru adulți. Nu folosim aceste cuvinte. Nu putem salva ceva ce e mai mare ca noi. Putem avea grijă.
Asta putem să facem foarte bine. Și să avem grijă exact de acel spațiu care mi este accesibil. Fie e curtea grădiniței, dacă sunt un CEO, da, e o companie întreagă cu procesele ei. Da, cu economisire resurse pe diferite paliere. Și încă cum formulăm, adică toate atelierele noastre sunt despre amprenta ecologică. Nu spunem așa, dar o luăm pe ea, adică deșeurile, da, și resursele consumate. Consum și deșeuri. Și atunci lucrăm pe economisire de resurse pe cele pe care consumăm și pe reducerea celor care le aruncăm. Și dacă poți să mai dai încă un slide. Așa. Da, deci asta ce v-am zis, că omul este partea naturii, nu este șeful ei. Și tot ce încercăm să învățăm copii și adulții, este vorba despre economisirea resurselor. Și de fiecare dată spun, dragilor, să nu faceți voi greenwashing. Ce înseamnă asta? Că dacă eu îi spun copilului asta să economisim apă sau să nu aruncăm plastic, profesorul niciodată nu trebuie să fie... Profesorul niciodată să nu fie cu acea sticlă de plastic, știți, acea banală sticlă de plastic. Adică e o asumare de rol foarte serioasă. Și ultimul slide. Și vreau să vă dau așa un exemplu de joc pe care le facem. Noi ne folosim foarte mult și de cărțile noastre. Sunt trei, cele care pot servi drept manuale. Adică la asta chiar aveți acces, Gardienii Planetei. Este o carte care e făcută pentru, la fiecare capitol există acțiuni de implementat în școală sau acasă. Există cartea Adiopetrol și aici avem pentru amprentă de CO2, avem acest atelier care se numește Care este diferența între dinozaur și petrol. Acolo v-am dat deja și răspunsul, dar nu trebuia să-l dau, trebuia să întreb. Că una e specie dispărută, cealaltă este pe calea de dispariție. Nu e un rău, e o resursă care se consumă în exces, să zicem. Și atunci, când vorbim despre resurse și știți, dacă vă duceți la început, la asta, am să vă rog acum, fiecare dintre voi să aleagă un obiect, unul singur, care poate să fie pe voi, de exemplu. Dacă ați ales, da, acum răspundeți-vă din ce material este și legați-l de pământ, adică de unde e. Și dau un exemplu, vroiam să umblu la lănțișor, n-am. De fapt, tot ce am acum la mine e tricou, e bumbac. Da? Și îi mulțumesc câmpului pentru acest tricou. Fiecare dintre voi poate să gândească la un obiect și apoi să se uite în jur. Și un joc, găsește pădure în cameră. De exemplu, da? Găsește pădurea în cameră. Ce înseamnă asta? Da, copacul. Poate fi mobilier, poate fi cartea. Da? Deci tot ce e hârtie, tot ce este lemn, e de aici. Găsește, e un pic mai dificil, găsește muntele în cameră. Minereu, metal, nu? Toate materialele metalice. E muntele. Adică el a venit, e aici, e la noi. Găsește marea în cameră. Ce resursă foarte importantă scoatem din mare? Petrolul, chiar și noi aici. Petrolul din care
se produce plastic. Adică orice obiect plastic din cameră, e marea care a venit aici, e aici cu noi. Și dacă ne uităm foarte atent în clasă, oriunde, orice obiect, adică nu există un obiect care să nu fie din pământ, din sol. Și de aici o recunoștință, nu frustrare și o recunoștință, ci ar fi păcat să nu fim fericiți în aceste condiții. Dar aici deja mă duc la Seneca, că editură și chiar și centru se numesc așa, și la cuvântul responsabilitate. Adică fiecare om este responsabil pentru propria lui fericire și pentru propriul consum. Vă mulțumesc și succes, succes, pentru că mi se pare că nu există o meserie mai dificilă decât cea a profesorilor. Pentru că muncă nu te lasă, adică nu, n-ai plecat de la muncă și nu te mai gândești la ea. Așa că mare recunoștință. Mulțumim, Anastasia. Vreau Mulțumesc. să fac o glumă, să spun că și munca moderatorilor este grea, pentru că nu știu cum poți să întrerupi sau cum să oprești Exact. persoane, să încadrezi în timp. Pentru mine e foarte important asta, cu a da spațiu pentru discuții, dar iată că am ajuns la ora 7 și eu mai vreau să spun ceva. Că știam de întrebările astea, Anastasia, de la colega ta, de la Alexandra, și chiar mi se pare de o mare profunzime și l-am folosit de câteva ori, de a întreba copii, tineri, adulți, la fel, să aleagă un lucru și care-i părți a Pământului, a planetei, i-ar mulțumi pentru lucrul respectiv. Și uneori este foarte greu, le este foarte greu multora să răspundă, să realizeze de unde vine. Da, ciclul de viață a unui produs vorbit pe înțelesul copiilor. Deci se poate Dar și lucra. la adulți a fost foarte greu, să știi, pentru adulți deopotrivă, chiar poate mai greu. Da. 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 Bun. Sper că mai avem puțin răgaz și că o să-l ascultăm cu atenție și interes și pe Emil, cu care eu împărtășesc, bine, împărtășesc cred că mai mult. Bine, în primul rând, pentru cei care nu-l cunosc, avem aici organizația Repera de noi, o avem prin Emil, pentru că Emil este al treilea cel mai popular membru și coleg al Aneșului Bogdan. Și da, împărtășim interesul pentru plantele sălbatice comestibile, doar că eu mai degrabă le mănânc și le presez, ele și îngrijește. Și l-am invitat astăzi să vorbească puțin despre valențele grădinițelor în școli și grădinile școlare. Dau eu mai departe sau prefer să servești tu? Dau eu, nu? Sau cum? Bună, da, te rog, dacă poți să dai tu. Bună seara tuturor și mă bucur că mai sunteți aici, este ora 7 și o să încerc să fiu scurt, dar relevant. Primul rând, rapid, aș vrea să spun că și eu sunt grădinar, am mai auzit acest lucru astăzi și m-a încântat foarte mult, în sensul că pasiunea pură pentru mine este să stau undeva în, îi zic în grădină, da? Poate să fie și oriunde, orice petic natural afară este o bucurie și doar să-l observ, neapărat să fac ceva în el. Bun, sunt născut în Turnu Măgurele, Telorman, locuiesc în București și în Turnu Măgurele cât de mult pot. Am avut acest, nu știu, o oportunitate sau șansa să duc un pic mai departe plăcerea mea de a grădinării, chiar în școala unde am și învățat în ciclul 1-8, acum mai mulți ani. Pe scurt, întâmplarea mi făcea că comunitatea mai largă aveam și un proiect și căutam un spațiu în care să facem o grădină comunitară în orașul Turnu Măgurele. Eram la o a doua încercare, mai avusem această încercare câțiva ani în urmă, dar în fine eșuase. Și am avut norocul să stăm de vorbă cu Corina de la școală, pe care ați ascultat mai devreme.
Și nu mai știu exact, dar din discuții am dat seama că există un spațiu acolo foarte larg, disponibil, și există în primul rând o disponibilitate din partea școlii, adică din start când am zis a fost da, facem, facem. Și cam așa a început practic grădina comunitară din curtea școlii, cu accent pe comunitară pentru că nu este exclusiv un spațiu al școlii, chiar dacă într-adevăr la început și cei mai mulți oameni implicați sunt din școală, că este mult mai facil totuși, oricum copiii sunt, să zicem, ceva mai flexibil și în program și mai adaptabil, dar este o grădină deschisă oricărei persoane interesate, și au fost oameni și sunt oameni care nu fac parte din școală și au venit acolo să vadă cel puțin ce se întâmplă. Noi sperăm să se implice pe viitor mai mulți. Cum a pornit un pic așa ca proces, să-i spunem? Pentru că, de fapt, de unde a pornit și unde am ajuns, eu zic că s-au mai schimbat lucrurile și am învățat foarte multe. Am vrut să fie ceva cât mai participativ, să nu vin eu sau cineva din școală să zică, ok, trebuie să facem lucrurile așa. Și atunci, la început, chiar am mers așa, de exemplu, pe la elevii din școală, ne-am întâlnit, am povestit, ok, ce ați vrea voi să vedeți acolo, ce ați vrea să întâmple, cum ați vrea vedea lucrurile. Și am avut o prezență extrem de mare de copii, mai ales la început, un pic peste așteptări și ne-am dat seama după că peste posibilitățile de organizare, dar de ce a fost foarte important că au fost extrem de mulți oameni interesați la început, este că i-a dat putere, i-a dat oarecum valoare, că este ceva de interes care se întâmple și care merită susținut. Nu știu cum în alte zone, dar primul lucru pe care l-am auzit de la început, de la majoritatea oamenilor adulți, copii, a fost cineva o să strice, cineva o să vină să facă un rău, o să facă așa că școala e deschisă, o să fie muncim degeaba. Adică asta era prima chestie și nu s-a întâmplat absolut nimic rău, dar cu siguranță a contat că toată lumea a fost oarecum implicată, măcar la nivelul da, e o idee bună, vrem asta. Adică a contat numărul mare de oameni care erau dispuși să investească ceva timp acolo. Concret, cum au crescut lucrurile, care au fost ideile de la fondare, dacă poți să dai Anca următorul slide. Și următorul, și o să revenim după la asta, că acum dau seama că are mai mult sens în discursul meu. Mulțumesc. De la început am vrut să o gândim ca pe ceva social, ceva focusat pe comunitate, nu doar pe tehnici de grădinărie sau. Chiar dacă astea au stat de la bază la început, să fie grădinărit organic, să fie permacultură și mai departe, dar astea nu au valoare imediat pentru oameni. Ele nu sunt de rangul 2, să spunem. Și atunci, cel mai important a fost incluziunea, adică nu conta că sunt mici sau mari, etnii diferite, că orice mediu proveneau, important era că toți acolo aveam aceeași, eram egal și făceam același lucru. Au dat cu sapa și copii de clasa a doua, a treia, bine, sapa mai mică și cei mari, adică nu a existat nicio împărțire aici. El e adultul, el spune așa, tu trebuie să faci. Întotdeauna am încercat să includem pe toată lumea în măsura posibilităților fiecăruia și participarea activă, adică dacă vii acolo, ai un rol, faci ceva. Chiar dacă rolul tău s-a întâmplat, mai ales când erau 50 de oameni deodată, rolul tău era să muți frunze dintr-un loc în altul, că aveam nevoie de ele undeva. Și era o fericire că făceau ceva. Statul pe lângă și privitul asta nu ajuta deloc și de asta tot timpul am încercat să fie ceva interesant pentru toată lumea. Diversitatea însemnând nu doar ce cultivam acolo, ci și diversitatea programului. Că odată poate curățam ceva prin grădină, altă dată discutam despre semințe, altă dată
doar gustam și vorbeam despre plantele din grădină sau din jurul ei. Am făcut, nu știu, poate ateliere, picnicuri. Adică lucrurile au fost destul de variate și nu s-au axat pe un singur lucru. Și anume, clasicul, venim, săpăm, udăm, culegem sau rupem burieni și asta e tot și plecăm. Era un pic mai integrat totul ca experiență și, da, învățarea continuă, desigur, absolut orice făceam trebuia să aibă o poveste, un, dar de ce este așa, da, cum altfel ar putea să fie, dar cum se întâmplă lucrurile acum, nu știu, să mânțeam ceva bun, dar de unde luăm semințele, dar de unde am putea să le luăm, dar de ce unele pot să le cultive aici și unele nu. Discuții despre semințe vii sau nu, discuții despre, ok, roșia, cum o mănânci în martie, de unde o mănânci? Uite, la noi nu crește în grădină, de ce nu crește? Așa mai departe. Adică mereu sunt, există un prilej de învățare. Și în final, joaca, desigur, poate și pentru că au fost mai degrabă persoane tinere decât persoane adulte, dar nu cred că ține de vârstă. Trebuie să ne și simțim bine, să fim liberi, să mai și glumim, să ne prostim, să ne luăm la alergat prin spațiul de acolo. Nu trebuie să fie totul făcut pe program și pe ore. Și cred că asta este un factor important. De exemplu, spațiul pe care îl ocupă acum grădina este și un spațiu unde în pauze copiii vin și se joacă. Și alergă pe acolo, fac de toate. Și pentru că au fost de la început încurajați să facă asta și când grădinăream, nu, doar, nu știu, nu s-a distrus nimic, nu se calcă, e oarecum s-au înțeles cum merg lucrurile. Dacă poți să dai în urmă cu un slide, Ok, Anca. mai puțin am putea greși, dar... Mulțumesc. Dar cred că cel mai important, de fapt, lucru despre și aici ține mult de educația pentru dezvoltare durabilă, este că o grădină comunitară, oriunde ar fi localizată, este o șansă incredibil de ușor de pus în aplicare, de a învăța lucruri legate de natură și ciclu natural, legate de hrană și să ne reconectăm un pic și la cum se obține hrana. Și foarte important la a ne reconecta noi între noi, a avea o viață socială activă și zic activă pentru că faci ceva în timp ce socializezi. Asta, de multe ori socializăm doar scriind mesaje sau vorbind la telefon sau față în față la o masă. Ideea este că aici ai acea socializare activă care a cam dispărut. O aveai poate când făceai meșteșuguri, plăteai împreună, curățai ceva, gătești. Astea sunt tipurile de activități sociale active și grădinărit îmi pare, prin definiție, una de acest gen. Și următorul slide, Da, nu știu. mulțumesc. Și pentru că se vorbește foarte, foarte mult de. Nu, e ok aici, da, perfect. Se vorbește foarte, foarte mult peste tot despre reconectare la natură sau mers în natură. Din start, grădinitul este o activitate natură. Numai faptul că ieși afară să pui mâna în pământ, să iei o iarbă în mână, deja ești în natură. Deci, nu trebuie să mergem în păduri sau în parcuri naturale ca să experimentăm natura. De multe ori cred că avem această imagine că natura trebuie să mergem departe. Ea este chiar lângă noi tot timpul. Ziceam de posibilitățile de învățare nelimitate. La un moment dat, fascinația, asta o dau mereu exemplu, că pe mine m-a surprins. Fascinația cea mai mare la oameni era să găsim râme sau alte insecte în pământ. Mă așteptam că toți ori să urle, țipe sau nu o să vrea nimeni să aibă de-a face, dar toată lumea vrea să pună mâna, să vadă, dar de ce, ce, cum? Și de aici începi o discuție de o jumătate de oră numai despre ce ar putea să facă în pământ insecta sau râma respectivă, cu ce se hrănește, dar de unde vine hrana și așa mai departe. Deci, mai ales din perspectiva unei școli și a unei curricule, nu știu, de biologie, dar nu numai, poți să discuți foarte mult într-o grădină. La fel, dacă începi să discuți despre plante, foarte multă lume nu că nu le identifică, dar nici nu știe foarte multe plante, când ar crește, unde cresc la noi, sunt buruieni sau arbuști.
era foarte multă confuzie chiar și pentru unele lucruri destul de simple și chiar pentru cei care au grădini în spațiu, la bunici sau chiar la ei acasă, dar când discutam, ok, și ce faci la acolo în grădină? Păi, nu știu, mă duc să ud ceva sau doar mă duc, îmi pun în spate și mă întorc. Adică nu aveau o experiență directă cu plantele și cu activitatea în general. Ce mi se mai pare important că am făcut aici și oarecum am făcut-o forțație, dar acum dau seama că a fost un lucru bun, este că nu am avut neapărat buget sau resurse pentru ceva. Dacă, dintr-un punct de vedere, totul a fost făcut fără cost. Desigur, eu am venit cu semințe și plante de la mine din grădină, că colecționez o groază. Corina a făcut rost de, am nevoie de paie și frunze, a făcut rost din comunitate de frunzele au fost aduse de la primărie când colectau de prin oraș. Aveam nevoie de, nu știu, niște nuiele, le-am luat undeva de la pădure. Adică nu am investit, cred că doar într-o sapă și o cazma s-a investit la școală, în rest totul le-am făcut rost, adică nu implică un cost anume, dincolo de timpul petrecut acolo. Nu am mers pe, îmi plac foarte mult grădinile urbane drăguțe cu straturi înălțate, cu, nu știu, ghivece frumoase și așa mai departe. Nu acesta este spațiul pe care l-am făcut acolo. Delimitările sunt infime, niște nuiele, niște pietre, poate lăm câteodată nicio delimitare, dar experiența nu schimbă cu nimic experiența. Da, vizual, estetic, poate că nu este acea picture perfect pe care o vedem în multe prezentări, dar am avut 38 de minim 38 de specii cultivate, am avut tot felul de activități făcute, adică nu, dacă nu arată superb din prima, nu înseamnă că este un impediment să facem asta în orice spațiu liber. Și iarăși am pornit foarte mic, foarte puțin la început, pentru că știam că dacă inițial ziceam, a, tot spațiul din spate, nu știu cât era, 100 de metri pătrați, să-i facem pe toți grădină. Zic, nu, hai să luăm 3 straturi de câte 15, nu știu, 1,2. Fiecare cultivat diferit. Unul cu sapă, unul fără sapă, unul cu ceva mix și hai să vedem din asta. Și treptat am mai tot adăugat. N-am menționat că sunt cam 16 luni de când am început asta. Și practic am dublat și jumătate spațiu în timp. Asta pentru că am văzut că puteam să facem. Dar am luat-o ușor, că nu trebuie, într-un spațiu de 10 metri pătrați poți face foarte multe, dacă vorbim de învățare. Sigur, nu am hrănit școala, nu am mâncat, deși am avut recolte foarte, foarte bune, dar inițial scopul a fost să ne acomodăm, să învățăm, să putem să respectăm lucrul ăsta și pe aceea treptat îl creștem. Și mi-ar plăcea foarte mult să ajungem să, nu știu, poate să furnizăm pentru cantină. Sau pentru, nu știu, niște picnicuri foarte mari în care tot ce consumăm este produs acolo. Dar astea vin treptat. Cred că învățarea este primul și reconectarea este primul pas. La fel, n-am reușit să implementăm cu totul. Avem o zonă de compostare a restului grădinii, dar vrem să fie o zonă de compostare pentru toată școala. Asta urmează să este în proces de implementare. Și ultimul slide, Anca, ca să și. Am apăsat, dar nu Ah, e ok. Dacă nu e musai, este nu mai pot greu să uneori, gata. închei și că nu era. Așa, spuneam că pentru noi cel puțin a fost un spațiu și rămâne un spațiu experimental. Atât din perspectiva, nu știu, tehnicilor de grădinărie pe care le folosim, dar și din perspectiva modului în care facem, nu știu, diviziunea sarcinilor. De exemplu, am ajuns până la urmă să facem un mic grup care să fim în administrarea grădinii pentru o mai bună gestionare. Dar n-a venit de la început. Asta oarecum a venit învățând și văzând că dacă suntem prea mulți deodată, nu ne putem, mai puțin facem decât mai mult. Zic așa. Și atunci unele lucruri le-am învățat pe parcurs și fără să avem prea multe reguli stricte, prea multe nu știu, bariere, ziduri în orice. Am permis
oricărei persoane să vină și dacă după 15 minute s-a plictisit și vrea să plece, e ok. Adică, oarecum, la început am vrut să fie și am văzut că a funcționat, pentru că a atras foarte mult interes și au continuat oamenii să vină, spre deosebire de situația în care poate la început era un entuziasm și după aceea toată lumea dispărea. Pentru mine asta a fost și este în continuare important, că noi vom continua cu grădina și ea o să aibă pasul ei, ritmul ei. Important este să fie ceva durabil, nu doar pe termen scurt. Cam asta ar fi povestea așa, pe scurt, nu mai avem nici foarte mult timp. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult tuturor. Am să opresc partajarea. Nu știu dacă ați văzut deja pe Ada. Asta e un semn că copilul meu e aici și că nu prea mai are răbdare. Au venit după mine să mă ia de la birou. Deci este 7 și 17 după ceasul meu. Eu zic să ne oprim aici, dar vreau să insist încă o dată că pentru mine sunt foarte importante discuțiile și întrebările. Vă promit că cei care doresc, vă transmit cu voia invitaților noștri contactele lor pentru a le putea adresa direct anumite curiozități sau anumite întrebări. La fel și prezentarea și materialul, la fel cei care doriți. Eu n-am văzut, știu că au fost multe, am văzut multe mesaje, dar n-am putut să le citesc, dacă nu le-am citit. Nu știu dacă ați solicitat unii dintre voi, dintre dumneavoastră, Da, prezentările. s-au solicitat prezentările, am pus eu link aici, dar unii le vor pe e-mail. Transmit cu drag, doar că n-aș vrea, mie nu-mi plac spamurile, că n-aș trimite automat tuturor. Acum nici nu știu dacă vrea. Aș Adică puteți trebui să ne să fac scrieți și vă transmitem și contactele și. poate faci o poză cu grupul așa, cu imaginea, ca să ne lăudăm pe Facebook, să... Da, sigur, acum. Poți să faci tu la mine aici pe poziții, că eu. Și roagă-i să deschidă Yes. camerele, măcar Da, un da, pic. imediat fac. Mi-am adus la cursa. Bine. Dar oricum, e clar ce mi-ați dat. Proiectul nostru se termină acum, dar așa poate cum unii dintre dumneavoastră ne cunoaște sau dintre voi, nu o să ne oprim. Mai este un webinar dedicat mai degrabă ONG-urilor săptămâna viitoare, cred că pe 31, dar acum mă gândesc că merită să facem pendelete webinarii. Webinarii cu cât e un invitat, cu discuții cu un invitat și cu discuții pendelete. O să vedem Anca, nu pot, că zice că atunci când înregistrez nu pot să deschid altceva. Dacă mă poate... Oprim înregistrarea și facem. Da, ok.